Domnule Tismănanu, dragă Marius, bine ați venit în studioul Hot News. Mă bucur să vă reîntâlnesc. Prilejul acestei discuții este apariția la editura Humanitas a unei noi cărți a dumneavoastră, Efigii ale unui coșmar istoric. Însă, înainte de a discuta despre carte, aș vrea să vorbim puțin despre dumneavoastră și încep această discuție cu o întrebare pe care vreau de multă vreme să vă pun. De fiecare dată când vă întâlnesc, sunt uluit de capacitatea dumneavoastră de reamintire, de memoria dumneavoastră prodigioasă. De unde vine această aptitudine, aș spune chiar vocație? Și nu e vorba de o memorie mecanică, e vorba de o memorie vie, cu semnificații, sensuri, trăirii. Aveți un simț al timpului, al istoriei, special. Lucian. Deci, da, cred că sunt, de unde vine? Vine din zodie, poate, până la un punct, că sunt născut în zodia racului și racul privește, merge mereu înapoi, nu vrea să piardă nimic din ceea ce a fost timp și scurgerea timpului. Asta ar fi o dată. A doua, de mic copil mi-am cultivat memoria. Deci, cred că este o funcție, sigur că are elemente genetice, dar și există hipermnezici și cred că eu sunt un hipermnezic. Îmi amintesc mai mult decât aș vrea să-mi amintesc. Pe de altă parte, e și cultivabil. Deci, de când eram copil, învățam, aveam o prietenă a maică-mi, care era medic neurolog și care spunea că cea mai bună formă de cultivare a memoriei este să înveți o strofă de poezie pe zi. Dacă făceam acest lucru, aș fi știut la ora actuală, probabil, o întreagă bibliotecă de poezie. N-am urmat sfatul complet, dar am încercat foarte multe chestii să le rețin. Dar nu e vorba numai de o mnemotehnică, e vorba de exact, o memorie vie, de o... Da, de un... Memoria depinde, sigur, nu am memorie de carte de telefon, dar, deși țin minte și acum numele de telefon de acum 40 de ani, dar și sunt asocierile, le fac cu numele de telefon de acum 40 de ani. Țin minte că în cartierul Primăverii numele de telefon începeau întâi cu 1-7, până s-a schimbat în 1-8, până a devenit 3-3 și erau 6 cifre la vremea respectivă și dacă îți spunea cineva telefonul și spunea 3-3-0-6-5-3, să zicem, știai în ce cartier locuiește. Făceam, mă rog, dar aici începe. Deci dacă eu țin minte aceste lucruri, le asociez cu niște chestiuni pe care le discut în cartea respectivă. Deci eu înțeleg întrebarea, cartea asta este o carte de portrete și atunci ceea ce încerci tu aici este să mă provoci spre un autoportret al portretistului. Este și asta, dar ce mă interesează, nu știu, am senzația uneori că aveți un simț special al istoriei, că vă plasați cumva prezentul pentru dumneavoastră este el însuși un moment istoric, un moment al istoriei. Nu fac niciodată, deci absolut, între prezent și aici îl invit pe Marius să zică, dar și cred că ne întâlnim de parte din faptul că scriem împreună atât de des, ține tocmai de această chestiune. Există un articol pe contribuitor, s-a intrat în volumul ăsta, poate intră în alt volum, exact despre spiritul timpului și cum vedem scurgerea timpului. Cred că nu vedem o frontieră rigidă, înghețată între trecut și prezent pe de o parte și între prezent și viitor pe de altă parte. Că viitorul este aici, prezentul este, cum să spun eu, adică gravit cu viitorul. Când îmi povestiți câte o întâmplare sau asta, am senzația că o trăiți în momentul ăla, că e vie. Vorbeam despre un celebru personaj al comunismului românesc venind astăzi spre Hot News cu Marius și parcă era prezentă toată istoria din 45, 42 și așa mai departe. Așa funcționează modul meu de asociere. Adică mintea mea istoricizează. Deci dacă mă întreb cum acționează mintea, deci fiecare fenomen îl văd în geneza asta. Deci este, nu pot să văd ceva fără istorie. De fapt, ca să citez o formulă celebră a lui Marx pe urmele lui Hegel, Hegel istoriciza totul, nu? Și Marx a dat în critica economiei politice britanice, spune până la a existat istorie, în momentul acesta istoria a murit. Nu știu cum vedeva. De acord cu Vladimir, spunea, și o să vezi imediat, Lucian, de ce îl invoc pe acest autor, Raymond Aron, spunea că nu există prezent istorie fără memorie și presentiment deopotrivă. Și lucrând la această carte și construind-o într-un anumit fel și știindu-l deja pe Vladimir Tismănanu de 3-4 ani și lucrând cu el la diverse proiecte editoriale, am avut tot timpul imaginea lui Raymond Aron în minte când mă gândeam la tipul de intelectual critic și public care este Vladimir Tismănanu.
Mutatis mutandis. Da, exact. Nu sunt de egalitate între cei doi. Evident, fiecare intelectual are karma sa, dar nu întâmplător și Vladimir Dismădeanu și Monica Lovinescu, și Virgilie Runca l-au folosit pe Raymond Aron ca sursă de inspirație și așa mai departe. Există, evident, și multe alte similarități între Aron și Vladimir Dismădeanu. Nu mă feresc să le fac, pentru că nici alții nu s-au oferit de pildă să compare pe Vladimir Dismădeanu cu Proust, să spună că este un Proust al comunismului românesc. Foarte multe cărți semnate și-am plătit de, pentru asta. Da, semnate de Vladimir. E sunt formula lui Mircea Cărtărescu. De tot felul de madlene și așa mai departe. Dar lucrând la această carte, mi-am adus aminte că au existat în viața ambilor intelectuali pe care îi pun în oglindă Aron, respectiv Dismădeanu, momente critice, momente cheie, momente publice. În cazul lui Aron, 68-ul francez, moment în care a fost extrem de hulit și denigrat public, pentru că mai apoi, până în 83, când a murit, să fie cumva, să reconfirma și să fie recunoscut meritul întru salvgardarea gândirii de tip liberal, la fel și Vladimir Dismădeanu a avut un moment critic, din punctul de vedere personal, în 2006, odată cu condamnarea regimului comunist, când la fel a pornit o întreagă campanie de denigrare împotriva sa, dar din fericire, spun eu, cred că a reușit să păstreze sângele rece și este unul dintre puțini intelectuali critici români care sunt, cred eu, foarte conștienți de dezamăgirile, dacă vrei, și frustrările pe care le aduce această condiție. Pur și simplu. De intelectual public. Exact. Da, dumneavoastră locuiți la Washington, sunteți foarte prezent în același timp în România, cu articole, sunteți o voce foarte clară și distinctă în România, scrieți destul de des, sunteți citit de foarte multă lume, v-ați asumat deschis o poziție de intelectual public. Cum ați defini noțiunea de intelectual public în România astăzi? Care sunt caznele? Care sunt provocările? Intelectualul se formează ca să numim prezență în secolul XIX. Există sigur oameni care scriu despre idei și care produc idei înainte de secolul XIX, dar idei politice, idei morale, dar noțiunea de intelectual public e undeva aproape suprapusă semantic cu noțiunea de inteligenție. Deci, iar inteligenția este, noi am fost împreună la o conferință recent și s-a discutat despre conceptul de inteligenție, unde era și Marsha Gessen și David Brandenberger și alții. Ori inteligenția este o clasă sau grup, sau cum vreau să-i spunem, de oameni care se pronunță asupra unor chestiuni morale și au lucruri de spus, idei de difuzat și de diseminat asupra unor chestiuni moral-politice. Deci nu este un intelectual public doar, sau nu este înainte de toate un intelectual public cel care scrie cronici de artă, să zicem. Deci minunate, este un cronicar de artă. Intelectualul public intervine în spațiul public. Pentru noi modele de intelectuali, Marius a foarte frumos, sunt îndatorat de această analogie, nu? Evident, nu o identitate, nici poate să fie identitate, fiecare suntem noi înșine și acționăm ca atare, dar modelul meu a fost și rămân, sau modelele mele, sunt câțiva intelectuali publici, nu? Care au participat la dezbatere, despre, de pildă, ce este binele și ce este răul în societatea modernă. Asta este, în fond, rostul intervenției fundamentale, că cineva m-ar întreba care este rostul intervenției Hannah Arendt în viața publică. Sunt două sau trei cărți, restul sunt explicații ale acestor cărți, dar este originele totalitarismului din 51 și este Eichmann la Ierusalim din 62-63, nu? Despre ce e vorba acolo? Despre bine și despre rău. La Raymond Aron, toată evoluția lui Raymond Aron, tot în direcția asta merge, simplific, evident. Și al treilea ar fi, eu știu, Isaiah Berlin. Nu? Tot, sau, hai să luăm un caz cel mai cunoscut și despre care scrie foarte frumos și foarte mult, hai să promovăm și pe altcineva în emisiunea asta, cartea, poate o să-l aveți separat, Horia Patapievici, în cartea care se lansează astăzi, nu? Ce suntem, 22 bani. Da, așa, Bookfest. La Bookfest. Azi dimineață citeam, deci cartea este o culegere de studii
care au văzut lumina tiparului înainte de România într-una dintre cele mai importante reviste de idei, în care apare în Olanda, Nexus, a Institutului Nexus. Horia a participat. Din păcate, recent, apropo de articolul care l-am publicat despre Ana Blandiana pe Contributors, îmi scria Ana Blandiana, acest gen de prezențe internaționale sunt foarte puțin, hai să numim, discutate public în România. E, aici văd și rolul intelectualului public. Vreau să discutăm, deci, faptul că Patapievici ajunge la Nexus și ține aceste lucruri, faptul că Blandiana apare în volum și are recenzia aceea absolut entuziastă. Sau Mircea Cărtărescu, care a luat premiul. Mircea Cărtărescu. Și toate aceste lucruri trec într-un fel de umbră din motive pe care le știm prea bine. Las că știm noi și eu. Exemplul meu favorit este un fost dizident care la un moment dat i s-a tras atenția pe propriul său blog, pe forumul unui blog. Totuși ăsta, despre mine era vorba, a publicat vreo 20 de cărți, toate și articole sute, care au trecut prin peer review, deci prin recenzenți orbi, fără anonim, extern. Și el spune, și eu puteam să fac același lucru, dar n-am avut chef. Bă, dacă și eu puteam să scriu Muntele Vrăjit, dar n-am avut chef. Sau În căutarea timpului pierdut, sau să scriu Luceafărul lui Eminescu, dar n-am avut chef în ziua respectivă, nu? Aș mai spune ceva. Intelectualul public cred că trebuie să și introducă niște criterii, mai ales în condiții de... Era fraza care o citeam azi dimineață din Goloman, despre când societatea este... Era foarte frumos termenul. Nu anomică, non-ordonată. Indisciplinată. Indisciplinată. Spunea Germania, Berlinul în 1918, era o societate indisciplinată. Deci, România este o societate indisciplinată. Nu că cer să fie, acum să spună cineva că vreau o disciplină. Vrem nomos. Vrem niște repere despre sens. Despre asta este meaninglessness versus meaningful. Cam asta ar fi distinția. Ce faci, de pildă, când, dau un exemplu, când o intelectuală publică se pronunță public pe, eu știu, Facebook, și Facebook-ul este la ora actuală Agora, nu? De pe vremea lui Platon. Glumesc, evident. Așa, și o intelectuală publică de tip Facebook se pronunță despre o carte recent apărută la editura Humanitas, o biografie a unuia din liderii Partidului Comunist Român, Miron Constantinescu, unde eu am scris prefață. Și spune că eu am scris prefața pentru că m-am băgat acolo să scriu prefața respectivă, că umblu să scriu prefețe în România. Și că probabil că autorul cărții, care este splendidă, a concede respectiva doamnă, a acceptat că, dat fiindcă Tismaianul conduce colecția, el n-a avut încotro și a trebuit să înghită în sec și să suporte această corvoadă a prefeței mele. Ei, vă dați seama. Eu pot să o întreb pe distinsa doamnă dacă și Nicos Kazantzakis a suferit același lucru, că a apărut acum jurnalul din URSS al lui Nicos Kazantzakis și dacă și Kazantzakis a fost... Acum, cred că e o distinție între intelectual public, deci intelectual se presupune că se pricepe la ceva, că are o formare, și formatorul de opinie sau... Pe intelectual public trebuie să fie... Deci, uite, hai să dau exemplu cel mai clar. Recent, din alte motive, s-a fost o susținere de teză de honors. În colegiu, la marile universități, există programul de vârf pentru studenții de colegiu, care se cheamă programul de honors, cu onoruri. Și care sunt selectați foarte dur. Și teza era despre Habermas. Un băiat de 20-21 de ani a scris o teză de aproape 100 de pagini, el având, deci își termină colegiul, nu e teză de masterat, nu e teză de doctorat, și era acolo un capitol întreg despre conceptul lui Habermas de utilizare publică a istoriei. Intervenția lui Habermas în celebra controversă istorică germană, cu Nolte, cu Hilgruber și cu toți cei, Mihail Stürmer și toți cei care au fost 87-88, ea s-a terminat sau s-a întrerupt, nu e terminată, din cauza căderii zidului Berlinului și, mă rog, au apărut alte priorități în dezbaterea publică. Și atunci Habermas a scris faimosul articol despre Revoluția de Recuperare, nu? Nachholen de Revoluțion. Bun, dar Habermas spune foarte clar, în momentul în care societatea este fragmentată, e frământată, cum e și aici, depinde în moștenirea comunismului. Recent, dau un exemplu, articolul lui Andrei Pleșu.
despre iertare și neiertare, nu? Despre asta, Andrei Pleșu pentru mine este, pentru România de astăzi, unul dintre intelectualii publici. Nu s-a retras, este foarte activ, își spune în continuare, forumurile lui gem în continuare de agresiuni verbale și de tot felul de măgării care, bă, și de chestii laudative, evident, dar destule măgării care se scriu acolo. Dar asta este, noi mai scriem uneori împreună și la un website, să zic, blog sau cum să-i spunem, o revistă online în Statele Unite. Și inițial am fost destul de șocat văzând că după articolele noastre ce lasă să fie publicat. Și am încercat chiar să intervin. Și pe urmă, fiul meu care face jurnalism acum, este la jurnalism, și mi-a spus, te rog să nu mai intervii niciodată pe forumuri. Lasă-i să vorbească. E dreptul lor, nu e problema ta. Tu ți-ai spus punctul de vedere. Da, tu ți-ai spus punctul de vedere. Ăla este. Și restul, dacă vor să spună, să spună ce au chef. Da. Țin minte că acum vreo 2 ani v-am întrebat cum judecați ce apare nou. Erau niște mișcări de protest, erau mișcările de protest de dinainte de 2012, erau mișcările de după 2012 și cum judecați un nou val, o nouă grupare, un nou partid și care criteriu? Și mi-ați răspuns că primul lucru pe care îl faceți e să vă întrebați dacă susțin sau nu cu sinceritate libertatea. Pentru așa am înțeles atunci că libertatea ar fi criteriul dumneavoastră prim în funcție de care judecați lucrurile. În momentul ăsta în România cum vedeți problema aceasta a libertății asumată de liber, de intelectualul public? Excelentă întrebare și este în deplină concordanță cu ce discutam azi dimineață cu Marius, o să-l provoc pe el. Pe libertatea, dacă eu spuneam asta, înseamnă că n-am fost suficient de specific. Am să-l rog pe el să specifice. Pentru că trebuie să știm că sunt foarte mulți care susțin libertatea pozitivă. Deci, să o luăm puțin didactic. La Isaiah Berlin se face distinția între libertate negativă și libertate pozitivă. Libertatea pozitivă e cea care îți poate da dreptul să fii activ în partid, în națiune, în rasă, în stat, în clasă și așa mai departe. Și este libertatea cu care despoții se pot acomoda. Nu? Cam asta ar fi teza. Ea este tradiția occidentală. Zi tu. Nu, în mare, da. Da, iar tradiția occidentală vine și adaugă libertatea negativă, care să mă elibereze de riscul ca despoții să îmi dicteze mie niște lucruri. Libertatea de. Una e libertatea să și cealaltă e libertatea de. Libertatea de a nu fi bătut la cap, de a nu mi se dă ca asta, să nu se facă legi de ascultare a convorbirilor telefonice și toate pachetele astea. Big Brother, nu? Da. Deci, ca așa și Putin zice că susține libertatea. Și cred că și Xi Jinping și așa mai departe. Și Victor Orban e plin de dorință de libertate, dar nu liberal. Credeți deci, libertatea că... liberală este... Deci facem distinția, libertatea negativă este freedom from și libertatea pozitivă este freedom to. Păi, nemții erau liberi să construiască crematorii. Deci erau liberi să facă foarte multe lucruri, nu? Și de multe ori, astea două tipuri de libertate se excepționez. Să trivializez puțin discuția, poate să fie libertatea ta de nu a intra în contact cu libertatea lor de a... Da, da și, de, și aici vine, de fapt, asta este la Berlin și la Judith Clark și la alții, asta este, de fapt, momentul de split, momentul de sciziune. Și apare liberalismul fricii, mă rog, dezvoltat. Și apare liberalismul fricii, care ne face reticenți în legătură cu că și asta e obligația de a fi liber ca națiune. În momentul în care apar colectivitățile astea salvatoare, care de obicei sunt fantasmate de câte un poet, demagog, populist și așa mai departe, sunt... libertatea individului este... în pericol, fără îndoială. Asum chestia asta, cred în individualismul civic, sunt dispus să susțin mișcări sociale care se situează pe această traiectorie, nu sunt dispus să susțin și să aprob mișcări sociale care încearcă să limiteze, de fapt, libertatea individului.
De aceea am rezerve foarte mari față de, să spun, socialismul bolivarian de tip Chavez. Și pot să am rezerve față de Frontul Național, nu, al lui Marine Le Pen. Deci am ales și de la extrema stângă și de la extrema dreaptă. Și nu am rezerve, să spunem, față de, eu știu, sau mult mai puține rezerve față de Partidul Laburist al lui Miliband sau de François Hollande. Nu știu dacă aș vota pentru ei, nu asta e chestiunea, dar nu-i văd ca adversari ai libertății mele de a fi... Să ne îndreptăm și către carte. Marius, tu ai îngrijit volumul. Ce ți se pare ca un comun toți acești magnați ai puterii comuniste descriși în carte? Care ar fi elementul care... Eu să fac un mic ocol, să spun foarte pe scurt, povestea sau chindurile facerii acestei cărți. A plecat ca un proiect mamut, manuscrisul, ca o pinacotecă malefică, manuscrisul inițial avea spre 500 de pagini Word, mă rog, probabil mult mai mult în tipar. Iar apoi editura a venit cu această idee de a o despărți în trei volume, de a face o trilogie din acel volum inițial și de a sistematiza cumva aceste portrete. Acest volum se referă strict la personaje care au performat, să spunem, înainte de 89, într-un anumit fel, deși există câțiva care încă mai trăiesc, gen Ion Iliescu, să spunem, sau chiar un personaj despre care a scris Vladimir acum câteva zile, un Traian Ștefănescu, care n-a mai apucat din motive de timp și spațiu să intre și să prindă Bookfest-ul prin această carte și el. A spune apoi că Vladimir nu face doar portretele unor personaje, pe unele le-a cunoscut, pe altele nu. El face practic și o analiză de instituții, face o analiză de elite, vorbește implicit, trecând prin aceste personaje, filtrându-le, vorbește și de partid, vorbește de poliția secretă, vorbește de aparatul de propagandă, deci practic de întreaga structură, osatură a vechiului regim. Ce unește aceste personaje, putem să formulăm foarte multe feluri. Cred că, în primul rând, le unește fanatismul pe multe dintre ele, pentru tot ce a însemnat acea ideologie care s-a pretins, să spunem, o ramură desprinsă din sensul inexorabil al istoriei. Inclusiv Ceaușescu avea această senzație și ca atare s-a dovedit până la ultima sa suflare un leninist, structural vorbind. Apoi le unește această, dacă vreți, textură, fibra răului, pentru că fiecare dintre ele, la nivelul său, indiferent că au lucrat, să spunem, nu știu, în UTC sau într-o editură politică sau într-un minister sau în securitate, au atentat la libertățile despre care vorbeam, Adina, cu o nonșalanță care te lasă aproape perplex. Eu cred că părerea mea așa ce le unește. Toți au încercat să fie băieți buni la un moment dat. De asta se spune din post-stalinism, toți au vrut să-și facă o față simpatică. Din perspectiva autorului, pentru că am discutat... Că toți au fost ideologi, toți au vrut să facă, să creeze ideologie, să creeze... Lucian, dar aici ajungem la, dacă pot, aș spune doar un lucru, ajungem la teza lui Alain Besançon, care de fapt folosește filozofia lui marelui filozof existențialist creștin rus, Vladimir Soloviov. Nu este, deci, totalitarismul, fie el comunist sau fascist, nu, mi se pare foarte important, Marius a tradus superb în românește Diavolul în istorie și dezvolt puțin acolo această idee, nu este, ani de zile am fost convins, pe linia Hannah Arendt, că totalitarismul abolește, abrogă, suprimă distinția bine-rău. Vine Besançon și nu numai el, care spun, da, în principiu, da, dar nu e așa, pentru că ce în particular, ei cred că fac binele. Răstoarnă poli. Răstoarnă poli și, de fapt, Besançon folosește. Deci ei cred că fac bine. Și un comandant de lagăr de concentrare
Am văzut că apare acum la Polirom povestire de la Colima, ale lui Varlam Shalamov. Okay? Da. Și un comandant de lagăr de concentrare, fie el în Gulag sau în sistemul concentraționar nazist, e convins că undeva îndeplinește un comandament istoric, face ceva bine din punct de vedere al istoriei. Și atunci nu este distrugerea de distinție între bine și rău, ci este falsificarea binelor. A, fără îndoială. Dar, deci este un alt bine. Dar dacă îi luăm pe rând așa, toți au vrut să pară... Deci ieșirea din stalinism, din tipii aia durii, cum să spun, sumbri, ăștia toți au vrut să fie mai cu cravată, mai, să arate mai... Cravată se duceau în 1975-76. Pretindeau oarecare rafinament unii rău, dintre ei. Da, sigur că da. Sunt dantelării ale răului. Da, există da. Și răul... Adică eu așa, când am citit caracteriologie, așa am văzut. Sunt niște caractere ca la Bruyère. Sunt niște, fiecare un personaj care, pe de o parte, arată civilizat, are latul... Dacă asta ți-a fost impresia, înseamnă că domnul Gabriel Lucea nu trebuie să fie fericit, pentru că atunci când a propus schimbarea de structură, știi de unde a venit ideea? Când am spus mai bine, nu mă apucam să scriu. Am scris un portret al lui Sorin Ilieșiu pe Contributors și a plăcut așa de mult, dar divulg o chestie personală, cât mi-a spus... Fără ai pomenit numele dacă mă așa niciodată. Nu, dar era... Subînțelegeat. Și răspunsul a fost, dragul meu, vreau să te felicit pentru acest portret de nivelul moraliștilor francezi, așa vreau toată cartea. Asta era cu două săptămâni înainte ca noi să mergem la tipar. Așa că pe ultima 100 de metri a trebuit să scriu, nu știu dacă mi-au ieșit chivul stoic, vreo 5 care le-am scris. Amonescu, Verdeț. Verdeț, deci deodată am schimbat, să spun, vrei caracterologie de tip la Bruyère. O să vezi și o să sară unii, a fost comparat cu Prus, cu Raymond, acum și cu la Bruyère. Da, eu când spuneam ce unește, foloseam perspectiva autorului. Deci, practic, ca să scurtez, asta mi se pare un mic tratat teratologic. Vladimir Tismananu pune o lupă pe acești indivizi și... Sau entomologi. Exact, napocovian. Și le studiază vicile de conformație, dacă vrei. Deci, fluturii totalitari. Fluturii totalitari. Înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Și noi.